Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Rata inflației e la 16%, dar asta e o rată ponderată. În realitate, acolo unde plătim coșul zilnic, inflația este mult mai mare, 70-80%, depinde de produse, la alimente. În orice caz a sărit în aer. Când se vorbește de 16%, se vorbește de inflația la toate prețurile. Ori adevărul este că mulți români sărăcesc din ce în ce mai tare și clasa mijlocie începe să se spulbere. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care astăzi avem un protest în București. Este, de fapt, finalul unor proteste din toată țara. Cartel Alfa este sindicatul care a organizat aceste proteste. Oamenii sunt nemulțumiți în mod evident. Uite că se și aude, pentru că acolo e colega mea, Florentina Mihaiță Zamfir. Și oamenii cer guvernului să facă ceva, iar întrebarea pe care vă adresez tuturor astăzi este: ce să facă, oameni buni? Adică ce ar putea să facă? Salutare, Flori, ce spune lumea? De fapt, ce își doresc? Bun găsit, Cătălin, bună ziua tuturor! Sunt sute de sindicaliști, dar și pensionari care s-au adunat astăzi în fața guvernului, revoltați că salariile și pensiile pe care le primesc nu le mai ajung pentru traiul de zi cu zi, în condițiile în care s-au scumpit curentul electric, gazele, alimentele, dar și alte produse esențiale. În urmă cu puțin timp, ei au părăsit Piața Victoriei și în prezent se îndreaptă în marș către Piața Revoluției, unde vor picheta sediile mai multor ministere, printre care Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei. Țin să precizez că în prezent circulația pe Calea Victoriei este blocată. Oamenii așteaptă de la guvernanți creșterea pensiilor și a salariilor, plata unor restanțe salariale, cum e cazul polițiștilor, dar și măsuri pentru a stopa creșterile de preț. Aici sunt curios, Flori, adică ce măsuri? Că asta îi spuneam și domnului Hosu recent, nu pot să dai un decret prin care să oprești inflația. Ce măsuri numesc ei acolo? Unul dintre protestatari mi-a spus că așteaptă, de exemplu, ca guvernanții să-și taie din salarii pentru a putea majora salariul minim, de exemplu, sau pentru a majora pensiile. Oamenii spun că orice, numai să aibă impresia că guvernul, numai să se convingă, de fapt, că guvernul face ceva și să nu mai lase impresia că trăiesc în țara nimănui. Pe pancarte au scris: vrem respect, respect pentru lucrători și creșteți salariul minim. I-au huiduit pe guvernanți, au strigat hoții și au cerut demisia ministrului energiei Virgil Popescu. Sunt oameni necăjiți, am întâlnit mulți pensionari, unii veniți chiar din Baia Mare, un că pur și simplu le-a ajuns cuțitul la os și că așa nu se mai poate, nu mai pot trăi din veniturile pe care le au în prezent. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Mai bine să ascultăm ce ne-au mărturisit chiar ei. Exact, mulțumesc, Florentina Mihaiță Zamfir e în piață, merge alături de acest protest. Hai să vedem ce spune lumea, că i-a înregistrat pe câțiva dintre ei. N-am așteptat acest șoc al energiei ca să facem economie. Noi facem economie tot timpul, folosim cât mai puțin curent, gaze, totul cu maximă economie, din cauza puținătății banilor. Banii ajung strict pentru a plăti facturile și medicamente și alimente. Cum vă descurcați în această perioadă? Destul de greu. În principiu, nu mi-au venit facturile de două luni la electricitate, aștept acum să vedem ce cum și ce fel. Toate prețurile au crescut, totul s-a scumpit. Sunt din București, dar nu se mai poate sub nicio formă, adică au luat o razna cu prețurile. Deci este jale, pe toate planurile, lumina n-a ținut-o, cred că de mai mult de o jumătate de an nu vine nimeni, pensiile nu s-au mărit, nu, sub nicio formă, nu mai de stat în casă. Nu mai avem servicii, nu mai avem cu ce să întreținem copii, deci eu lucrez la loc de 22 de ani și jumătate din colegii noștri deja sunt în 75% și urmează să mai fie restructurați. Ce facem? Cu ce ne întreținem copiii? Cu ce acest guvern? Nicio, nimic. Venim, strigăm, nimic. Energia foarte scumpă, gazele foarte scumpe, efectiv, altul nu poate să mai funcționeze. Da, aici vă aștept cu soluții. Asta e important.
Să le spunem acestor oameni care sunt în stradă, dar și multor care ne ascultă, cum și ce se poate face, stimați prieteni, că nu sunt multe lucruri de făcut. Am văzut o soluție pe masă, reglementarea prețului la energie electrică, acolo e buba, adică desfințarea piețelor. O să funcționeze? Vedem astăzi în dezbatere. Eu vă propun așa, vă dau acum telefonul nostru, înscrieți-vă în continuare la discuție și analizăm fiecare propunere atât la nivel național, dar și la nivel personal. 0372069599, îl repet, 0372069599, cât de rea este situația voastră financiară astăzi, adică cât de mult s-a agravat? Credeți că reglementarea unor prețuri este o soluție corectă, în special la energie, la asta mă refer? Ce soluții mai sunt la îndemână pentru oprirea inflației? Și da, de ce nu, ce face fiecare dintre voi în plus ca să treacă peste năpasta asta despre care, atenție, încă o dată zic, va duce la distrugerea clasei mijlocii din România. Și o să spun și eu de-a lungul emisiunii ceva soluții pe care, nu știu, o să le propun și eu. Mihai, salut, bine ai venit la România în direct. Salut, bună tuturor. Am o problemă, poate e a mea personală, dar nu știu. De ce trebuie să ajungem în situația asta de reglementare, de subvenție, de fel și fel de artificii, în loc să eliminăm intermediarii? Păi, știi de ce? Am făcut multe emisiuni și poate trebuie să fac din nou. Curentul electric nu este un produs care se stochează. Da? Aia e problema cu el. Deci e un produs care se cumpără pe o piață sub diverse maniere de cumpărare ca să poată să-ți asigură un flux concret și coerent și când ai plus și când ai minus. De exemplu, în momentul ăsta, România nu se ajunge cu energie, adică nu are destule energie electrică, înțelegi? Trebuie să mergem la bulgari, la unguri, pe alte piețe, să ne dea unii curent cât consumăm. E, acolo... Păi, curentul ăla să vină direct de la cine? Producător. De la hidrocentrala, bulgărească? De la instituția care ai văzut, coordonează... Brusc a apărut un intermediar. Deci așa funcționează piețele. Asta e capacitatea curentului electric. În realitate nu avem numai un intermediar. În realitate avem mai mulți pentru că sunt diverse situații de criză. Dar acum, fii atent, statul a luat o măsură prin care a plafonat la 1300 de lei ce decontează, ceea ce a lovit strict în intermediare, adică ei nu mai pot mări prețurile. Și ce decontează statul? Unde se duc banii? Ce decontează diferența dintre ce plătim noi și până la 1300? Da. Păi, o parte se duce la intermediare, o parte la producători, o parte la furnizori, da. Și stau mai liniștiți în situația asta, că statul le asigură... Nu stau mai liniștiți. Nu, îți spun eu ce se întâmplă ca urmare a acestei soluții. Mari furnizori, ăia care vin în casele noastre sau la firmele noastre, refuză să mai ia clienți. Nu pe mine și pe tine care suntem casnici, care, atenție, consumăm o treime din energia României, o treime, atâta consumăm noi, sau 25%, ci refuză să mai ia companii. Pentru că dacă sunt companii consumatoare de mari cantități de curent electric, nimănui nu-i convine să pună de la el diferența de preț. Corect. Păi corect. Deci o măsură a statului... Pentru că în final, tot utilizatorul final suportă toate cele, clientul final. Nu, în această situație suportă clientul final plus statul. Și mulți clienți sunt împinși de către furnizori să nu mai încheie contracte. Te duci la el ca firmă și zici, păi, aș vrea să vin la tine. Și el zice, nu, îmi pare rău. Ce zici de situația asta? Păi și aici să intervină statul, să asigure un circuit mai simplu și mai corect. Da. Soluția ar putea fi, într-adevăr, dereglementarea piețelor. Adică, ce propune acum PSD-ul? O situație de urgență, o situație în care spui, bă, totul se duce la nivelul ăla. Mulțumesc tare mult, Mihai. Problema este alta. Dacă totul rămâne la un leu, la distribuție, ce se întâmplă, stimați cetățeni, mai departe? Cine plătește și la ce preț restul curentului? Eu vă întreb astăzi dacă ați ajuns cu... dacă v-a ajuns inflația la os. Cum vă descurcați și ce soluții vedeți pentru rezolvare? Bogdan, salut! Bună ziua!
inflația, ca să vă explic cam cum mi-a afectat mie nivelul de trai, vă pot spune că anul anterior am reușit să strâng undeva la 25.000 de lei, iar anul ăsta, la momentul de față, am doar 4.400 de lei strânși. Rata mi-a crescut cu aproximativ 18%. În momentul în care am observat că inflația începe să crească, am văzut că creditul sau dobânda la credit a crescut, am toți banii pe care am avut strâns, pentru că știam că voi pierde enorm de mult dacă îi voi ține în bancă sau la saltea. Mi-am luat un apartament, deși acum este extraordinar de greu să plătesc rata respectivă, dar am zis că dacă îi țin banii respectivi, okay, jumătate din ei îi pierd. Și cu apartamentul îl închiriezi sau ce faci? Nu pot să-l închiriez pentru că nu este renovat. Aha. Dar asta e intenția. Prețurile la materiale de construcție sunt... Dar cel puțin un imobil, investit într-un imobil, am considerat că este cea mai bună, okay, modalitate de a nu-mi devaloriza banii. Am înțeles. Și rata cât se duce? La cât se duce rata din venitul? De la 1400 a crescut la 1680. Ok. E suportabil? Asta te întreb. Adică în procente față de ce câștigi tu? Te ajungi cu banii să faci treaba asta? Deci rata în momentul de față reprezintă aproximativ 70% din salariul meu net. Ho. Dacă nu ar fi soția care să mi-a cotrece la de cheltuire, aș fi fost crâncen. Oho. Deși da. Am lucrez ca inginer, am un salariu doar de 3600 lei brut și lucrez în producție de energie electrică. Chiar la sugestia colegilor mei urma să vă întreb astăzi, mi-a fost așa și rușine ziua. Mai iei niște bani pe lângă ăștia 3000 și ceva? Adică vă mai pune ceva în plic? Sau mai faci tu ceva pe lângă? Nu, eu în perioada verii am mai făcut chestionare, fie pentru Banca Mondială, fie pentru anumite firme și practic băteam la ușă și pentru fiecare chestionar făcut mai primeam 12 lei, 15 lei și așa mai departe. Am mai vândut unele lucruri. Încerc să-mi suplimentez venitul, dar având copii acasă și să te ia lucrând și ia 8 ore pe zi, este cam destul de complicat. Că dacă ar fi să plec să-l câștig, nu știu, 200 de lei într-o zi și să plătesc bona 150 lei, n-are nicio valoare. Adică da. Eu nu văd nicio valoare așa acest lucru și prefer să stau eu acasă în loc să plătesc bona. Să le spunem că... Dar într-adevăr... Bogdan, pentru foarte mulți oameni mai tineri, un al doilea serviciu, ceva care să te mai ajute, e o soluție în inflație. Nu există decrete împotriva inflației decât în Belarus. Inflația are propriile drumuri și piețele au propriile drumuri. La un moment dat, ce o să găsești plafonat în unele locuri, s-ar putea să dispară și să apară produse la negru mai scumpe. Economiile așa funcționează. Ele exprimă cel mai bine realitatea. Și chiar admir oamenii care mai lucrează câte ceva și mai fac ceva în plus. Cred că... Când mă sună persoana de contact care îmi spune că am un proiect de făcut cu, nu știu, 800 de chestionare, câte ai putea să faci, vă dați seama că dacă îmi convine prețul pe chestionar, cu siguranță fac aceste lucruri. Dar în ultima perioadă s-au dus foarte jos și plățile pe aceste lucruri și nu mai îmi convine să muncesc o zi pe banii pe care aș plăti bona în loc să stau eu acasă cu copiii. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Vedeți voi, există situația asta în care statul cumva și-a luat de-o grijă pentru o parte dintre angajații săi, a mărit salariile în ultima vreme la funcționari publici, plângeau copiii primarilor de foame. Dacă vă aduceți aminte de domnul Zetea, cum stătea el în pumne acolo și se bătea pentru salariul primarilor. Asta s-a rezolvat, dar pentru marea masă a populației lucrurile astea sunt mai greu de rezolvat. Nu există un decret prin care să se mărească salariile. Da, zice domnul Hosu, domnule, să se mărească salariul minim. Foarte bine, să vă atrage în sus salariu minim și niște coeficienți tot de la stat, dar s-ar putea să nu fie o măsură suficientă, da? E doar un indicator. Un alt loc de muncă pentru cine poate e o măsură corectă, dar statul are capacitatea și posibilitatea să intervină în niște zone și să o facă în mod deștept, astfel încât să ușureze povara unor oameni. Poate să subvenționeze niște lucruri îndatărându-se în mare măsură, poate să reglementeze o parte dintre piețe ca ele să nu sară în aer, poate să facă diverse acorduri cu diverse companii ca lucrurile să meargă mai jos și în cazul statului român, da, să păstreze chestiunea aia cu hidroelectrica, una care este de avantaj sau avantajoasă pentru mulți cetățeni. Sabin, bine ai venit la România în direct. Salutare!
Mai e Sabin aici. Cred că Ovidiu era la rând. E, Ovidiu, hai să mergem. Am greșit eu atunci. Da. Te ascult. Salut. Încercăm frigă la nasul. În primul rând, am plăcerea să vă salut, domnul Striblea, și pe Europeni FM. Să vă spun că vorbesc în calitate de pensionar. Peste 4 zile împlinesc 69 de ani. Mă lupt cu o pensie un pic sub 2900 de lei, dar uitându-mă la alți concetățeni care au în jur de 1000 sau mai puțin, lupta asta devine mai nuanțată. Apropo de soluții, să ne aducem aminte că înainte de liberalizarea asta iurită, pot să-i spun, a pieței energetice, în România era piața energetică reglementată de către ANRE și atunci ANRE-ul era instituție de reglementare, nu sinecură. Tot timpul a fost sinecură, nu le dați, nu s-a stricat nimic cu piața, da. Vă spun în cunoștință de cauză, că am lucrat în sistemul energetic salariat la o companie teritorială mulți ani și știu așa ce vorbim. Bun. O reglementare a prețului energiei electrice, cel puțin așa cum a fost evocată în ultimele zile sau săptămâni, nu ar fi de aruncat, cel puțin pe o perioadă limitată, pentru ca să nu se sufoce contribuabilul de rând, clientul casnic și micile întreprinderi, fiindcă dați-vă seama unde s-ar ajunge dacă s-ar factura energie electrică la întreprinderele astea mici, mijlocii și nu numai, cu 4-5 lei pe kilowatt-oră. S-ar ajunge să ne explodeze cartofii, pâinea și ceapa în față și nu mai avem pe ce pune mâna. Sigur, apreciez foarte mult demersul celor de la Alfa. Am fost și eu militant sindical, coleg de activitate sindicală cu ei. Și în primul rând, apreciez cererea lor de reluare la modul serios și responsabil a dialogului social bipartit și tripartit. Care a fost, ați fost lider de sindicat? Asta sună ca la sindicat, adică ce? Dialog social, știți cum e? O sintagmă pe care sindicatele și politicienii... Cum... Da, dar ce se ascunde? Știu foarte bine. Am reprezentat parte din mișcarea sindicală în dialogul social sau în negocierile colective de muncă la nivel național. Am fost chiar și la nivel organizației internaționale a muncii. Am înțeles soluția. Să vede că sunteți antrenat pentru treaba asta. Chestiunea următoare. Stați o secundă. Ați spus, reglementare la energie. E o discuție de luat în calcul, că dacă nu se mai poate reglementez. Mai dați-mi una. Ce poate obține un sindicat în stradă în momentul ăsta? În stradă obține atenția decidenților politici și a opiniei publice. În fapt, soluțiile se găsesc la masa dialogului, la Consiliul Național Tripartit, la Consiliul Economic și Social, la dialogul social. Da, există o soluție, Ovidiu. Asta vreau, o soluție, dincolo de reglementare, că asta am, ok, putem discuta. Dați-mi încă o soluție. Aduceți aminte de instituția contractului colectiv de muncă la nivel național, care era bază de reglementare pentru celelalte contracte, fără a îngrădit sub nicio formă dreptul părților contractante de a negocia. Ok. Atunci am avut pace socială, am avut creșteri rezonabile de salarii, cele mai multe raportate la inflație. Atunci am avut lucrătorii din IMM-uri care nu erau sindicalizați, protejați, având acces la o minimă protecție legală și contractuală în raport de muncă cu... Sunt de acord cu dumneavoastră. Mai răspundeți-mi la o întrebare pe care o primesc aici pe mesaje. Zice așa: Cătăline, sindicatele astea sunt în proporție de 90% armata din umbra PSD.
de la privat sunt doar cele privatizate prin fraudă din societățile statului român. Deci toate cererile lor sunt pentru PSD, reducere, mărire, etc. Sunteți de acord? Într-o anumită măsură, da, fiindcă am cunoștință de organizații sindicale care nu au nicio legătură cu demersul politic, nu au conexiuni ascunse sau mai puțin ascunse cu diverse partide și în speță PSD-ul. Și vreau să spun că PSD-ul este, pentru mine, ca fost sindicalist, vinovat de dereglementarea asta nenorocită a pieței muncii. Da, foarte bună observație, că și acolo e o problemă. Mulțumesc tare mult, Ovidiu, da. Ai și soluția asta, ai soluții de politică fiscală pe care statul ăsta le poate lua. Ai soluții de transfer a unor taxe dintr-o parte și în alta. Ai soluții în care să te ajuți cu marele capital să poată să intervină în această situație de criză, că aceasta e o situație de criză nemai trăită până acum. S-ar putea ca ceea ce e clasic să nu funcționeze. Acum înțeleg că e Sabin. Salut, Sabin. Salut, Cătălin. Mă auzi acum? Da, acum te aud. Ok, Cătălin. Voi veni prima dată ce a vorbit primul ascultător al tău. Da? Noi, în momentul de față, există un site, sistemulenergetic.ro, unde verifici consumul da. Și producția. Da? În momentul de față, noi exportăm 1600 de megawatts. Da. Ok. Ok. Acest megawatt, probabil fiind producția foarte mare, se vinde pe un cost de nimic, să zicem un eurocent. Noi seara consumăm mult și atunci îl cumpărăm de la bulgari sau de la unguri cu un euro megawattul sau kilowattul. Ok, se poate întâmpla, da. Nu, sunt de acord cu tine. Da, fiindcă, da, într-adevăr, această energie nu poate fi înmagazinată. Dar haideți să o luăm altfel. Această inflație este indusă de prețul energiei. Da, sunt de acord cu tine. Asta. Vezi că astea sunt pe ore. Deci, noi fii atent, că asta să nu înțeleagă lumea că azi exportăm. Tot ce vede acolo, tot ce vezi, e pe ore, da? Când vine vârful de consum... Nu, este pe minute. Pe este minute, da. Fragmentat din 6 în 6 minute. Așa, da. Și după asta vine ora de vârf când începem să importăm, nu? Hai să le spunem oamenilor și da, treaba asta. Da, dar dacă e să te uiți pe acel grafic, noi mai mult de 600 de megawatts la alea 6 minute, da. Perioada de noapte... Nu importăm, dar poftim, în momentul de față, într-o oră, am exportat 60.000 de megawatts. Da, da, e un curs aici, adică sunt minute când exportăm, minute când importăm, să înțeleagă toată okay, lumea asta. Bun, inflația. Noi trăim într-un ev al dezvoltării. Suntem consumatori. De ce nu devenim și producători? Deci, prețul e un cerc ciclic. Da, Azo Mureș, Chim Complexul s-au închis. De ce? Funcționează pe bază de energie. Iar la ei energia este foarte scumpă. 5 lei pe kilowatt, da? Și au închis secții. Au dat oameni afară. Pentru ce? Dar hai să ne producem noi. Avem fondul ăla, PNDR, 33 de miliarde. De la Uniunea Europeană. Ăla pe care nu reușim să-l luăm, nu? Ok, bun. Mă uit acum pe acel grafic. Hidrocarburi, producție 1200 de megawatts, cărbune 1045. Haideți să devenim și ecologici. Un miliard de euro investiți de către stat în panouri fotovoltaice. Ok. Înseamnă 5 milioane de panouri care... La 420 de watts panoul va produce și acoperă producția de hidrocarburi și cărbune. Deci am doar eliminat și poluarea. Astăzi, eu nu cred că soluția asta e posibilă pentru că încearcă să pui un panou și o să vezi că nu găsești piesele necesare. Adică să aduci un milion de panouri e o chestie uluitoare astăzi. Nu reușești să aduci câteva zeci. Pe EMAG îl găsești la 820 de lei. Da, da.
Da? Stai să vezi când ți-l livrează. Mai costă invertorul ăla 2000 de lei și la 8 panouri de casă care vor produce 8 ore pe zi, da? Vara va produce mai mult. Dar să zicem 8 ore e soare. Mi-e teamă că soluția cea mai apropiată este redeschiderea termocentralelor cu cărbune. Adică România nu prea trebuie să țină de pactul ăla verde, care oricum era o nenorocire pentru noi, o țară mică și cu o economie mai mică decât a celor din vest, noi poluam mai puțin și pactul ăla, Green Deal-ul ăla, venea peste noi ca o nenorocire. N-am mai avut timp să vedem că a venit războiul și pandemia. Dar în realitate noi suntem o țară dezavantajată de pactul ăla. Da, dar noi sigur ne vom putea produce energia necesară și vom da și la Azomură, și la Chim Complex Borzești, și la toate fabricile, Azoslatina, poftim. Vom da energie la un preț de un leu, fiindcă eu, dacă am 8 panouri pe casă și produc 27 de kW pe zi și consum doar 8,5 kW, da? 18,5 îi dau în rețea și statul să-l vândă la Azomură cu un leu. E foarte interesant. Înțeleg raționamentul tău, sunt de acord cu el, mulțumesc tare mult. Problema este că statul român se opune și cu dinții la această soluție. Cele câteva zeci de mii de posibili prosumatori încă așteaptă să fie băgați în contracte și în livrare. Pentru mine e de neînțeles cum am ajuns în situația asta să nu le dai drumul repede în condițiile în care ai probleme legate de energie în țara asta. Creați o criză de supraproducție și mai vedem noi în momentul ăla cum ne descurcăm. Cine? George urmează în momentul ăsta? Da? Salut, George! Bună ziua! Sunt un prosumator, dar înainte de asta vreau să vă spun că trebuie să avem empatie cei de sus cu cei de jos. Deci eu nu pot să consum mai mult decât plătesc. Am de un an și ceva o instalație de fotovoltaice. Am produs din septembrie 6 până acum 5300 de kW. Okay. Nimeni n-a venit să mă întrebe cât am produs, ce am produs, cât am injectat. Păi cine să vă întrebe? Adică ce așteptare aveți? Că nu înțeleg. Păi, electrica cu care am contract. Da. Nu ar trebui să vină. Eu pot să spun că statul român e hot. Pentru că mie nu mi-a dat factură. Dom'le, în medie, până am avut panourile fotovoltaice, consumam în jur de 3.000-3.300 de kW. Pe an. Ok. Și acum am 5.300. Nici o factură, nu știe să citească, nu vede, nu știe, abar n-au. Unde-s kW produs de mii? Sunt și eu, am certificat verde, nu? Nu știu să vă spun. Asta e o problemă specifică la care eu chiar n-am puterea să răspund. Adică, nu știu ce să vă zic în această situație. Că când vine factura la electrica, îți vine acolo. Da, domnule, e certificat verde, taxă de cogenerare, aia. Plus TVA-ul 19%. Dar unde e ăla? Da. Nu știu să vă zic, să vă răspund la chestiunea asta. L-am rugat pe domnul Zoltan Noghi să vină la emisiunea asta. Nu a reușit domnul Zoltan Nog să vină, îl tot rog de vreo 2 săptămâni, promit că o să fac la un moment dat o emisiune cu un specialist care să vă răspundă la chestiunile astea. Astea sunt absolut specifice, adică, nu știu să răspund. Adică noi producem, mici produc. E ok, nu produc, am inventor de 3,5, că nu e mai mare. Dar eu produc, acum azi am produs 700 kW. Și eu în medie, 24 de ore ajung până în 8,5, până în 10, depinde. Și restul, unde merg? Nu știu să vă răspund. Încă o dată, mulțumesc tare mult, George, dar e o chestiune specifică și astăzi v-am invitat să răspundeți la altceva. Eu vă întreb astăzi, dom'le, ce soluții avem la nivel național ca să putem stopa chestiunea asta? Dacă o putem stopa, că mi-e teamă că nu se poate. Claudiu, salut! Nu e Claudiu? Bună! Salut, Claudiu! Alo! Te ascultăm! Bună! Sper și eu să deschid subiectul referitor cu panourile solare. Dacă s-a rezolvat problema referitor la panouri solare pentru autorizarea lor și pentru montarea ceasurilor, eu zic că mare parte s-a rezolvat enorm. Datorită faptului că sunt mulți care
ar dori să monteze panouri solare și nu, din cauza birocrației, nu își montează. Pe banii lor, nu pe banii statului. Ok. Cum se poate rezolva asta? Sau unde e piedica? Deci tot, să forțeze guvernul sau ANRE-ul, să forțeze toți distribuitorii ca în anumit termen scurt, nu știu, o lună, maxim două, să monteze contoarele cu dublu sens. Da. Și atunci, fiind garanția asta că se montează în două luni contoarele, vă garantez că multă lume și-ar monta panouri solare, inclusiv pe blocuri, cu posibilitatea de a produce, de exemplu, pentru o casă unifamiliară, 13 kW, puterea maximă instalată, da, care o acceptă distribuitorul. Asta-s de acord cu tine, dar eu nu cred că acoperi un întreg sistem energetic din chestiunea asta. Sunt convins că situația ta personală s-ar îmbunătăți. A nu știu câte adunate la un loc ar putea să îmbunătățească situația milioane de locuințe. Și atenție, să-ți mai zic ceva. În România sunt 4 milioane de locuințe care consumă 50 de kW pe lună. 4 milioane. Înțelegi? Deci, haideți să vă spun, 100%, eu sunt de acord cu ceea ce spuneți, 4%, da? Adică consumă foarte puțin, 4 milioane. Dar, dau exemplu, pe mine, acum 3 ani de zile, am zis că totuși, hai să fiu economic, să protejez natura și așa mai departe, și mi-am transformat toată instalația pe pompe de căldură, corect? Okay. Iar eu acum sunt forțat să plătesc curentul la 5 lei, 8 lei, 4 de lei, depinde cum o face oferta. Ei, consum mai mult de 300 kW cu pompa de căldură pentru o casă de locuit. Ok. Pe timp de iarnă vorbesc. Pe timp de vară nu e problemă, dar pe timp de iarnă. Am înțeles. Dacă mie mi-aș instala panouri solare care vara produc curent și compensez cu ele pe timp de iarnă, ar fi rentabil. Dar, de ce? Datorită faptului că stau 6 luni sau 12 luni pentru un simplu contor care să vină distribuitorul să-l monteze, cred că este foarte De mult. Ce nu treci la hidroelectrica? Da, exemplu, am încercat să trec la hidroelectrica și de o săptămână și ceva tot aștept. Ah, ok, deci durează, să știi că durează până într-o lună. Da, am înțeles. Vă spun altceva. Am cerut să... Bun, ok, trecem pe gaz. Că este conductă de gaz, am zis ok. Gazul e plafonat, să trecem pe gaz, să montăm centrală pe gaz. Am făcut hârtie pentru branșament și așa mai departe. Și mi-a spus că am primit refuz de la distribuitor că în momentul de față nu se alocă fonduri pentru așa ceva. Că nu o să poată să ne furnizeze atâta gaz cât e nevoie, dau exemplu. Și e o singură casă, nu sunt 100.000 de case. Știu povestea. Deci toată lumea spune numai piedici. Nu trebuie să mă ajute, că plătesc. Trebuie să te lase și să te descurci. Și pentru panouri de gaz, și, adică pentru panouri fotovoltaice, și pentru gaz, instalația de gaz și branșamentul, plătim. Și nu se dorește. Mulțumesc tare mult! Vedeți, sunt un milion de soluții pe care românii le-ar găsi și aici se combină lucrurile și se lovesc de aceeași chestiune. Incapacitatea statului de a da răspunsuri la nivel global și la nivel individual. Dacă tu ca persoană ți-ai găsit soluțiile și mai ai un cheag cu care poți să dai jos prețurile astea la energie, nici asta nu te lasă statul român să faci. După care... Sigur, discută despre reglementare, despre plafonare, dar nu găsește iarăși soluția potrivită. Ca să nu vă mai zic de celebra sarcină fiscală care e în spatele tuturor românilor care muncesc și care trebuie să dea... Că nu avem noi dintr-un salariu, avem din salariul nostru, avem 57%, nu? 57% cu atât plecăm acasă și restul banilor se duc la stat, da? Prieteni, inversați un pic sarcina asta fiscală. Mai dați jos de la noi să mai rămânem cu niște bani în urmă și du-te din nou pe firme cu o parte din chestiunea asta, da? Lasă-ne pe noi să rămânem cu 60 ceva la sută din salariu și ia-ți bonusul ăla de 5-6%, du-te înapoi către companii, căci companiile mai au un pic de cheag. O să mă înjure toți antreprenorii din România, dar eu aici zic că e o situație de absolută criză. Ce riști? Riști să-ți distrugi o clasă mijlocie care încă mai conta în România sau de-abia începea să conteze. Iulian, salut, bine venit la noi. Bună ziua.
Bună ziua! Din tot ce am auzit eu vorbind de către antevorbitorii mei, am sesizat că toți au niște soluții care implică niște costuri inițiale ale debitale, ale celui care folosește energia. Mi se pare cumva, deci, că punem populația României să investească în sistemul energetic în condițiile în care acest lucru este un lucru care ține de securitatea României. Nu cred că este normal ca eu, cetățean, să mă apuc să investesc în sistemul energetic care este de securitate națională. Sunt două puncte de vedere, adică putem face unul și putem face și una și alta. Pentru oarecare independență energetică, un om își poate pune pe casă niște panouri, dar înțeleg ce vrei să spui. Corect. Că statul avea datoria... Statul avea datoria să facă reactoarele alea 3 și 4, statul avea datoria să nu cadă în plasa asta cu Green Deal-ul pe care l-am luat ca niște guguștiuci din punctul ăsta de vedere, da, și să închidă Otova, termocentrale și cărbune. Trebuia să-și mai păstreze câte ceva. Aia este soluția. Termocentralele, din punctul meu de vedere, s-ar face și niște locuri de muncă. Efectiv, pur și simplu am redat civilizații niște zone care au căzut efectiv în paragină. Da. Nu e într-o dezvoltare istorică, cred că înțelegi la fel de bine ca și mine de ce zonele alea au trebuit închise. Pentru că ele la un moment dat erau niște găuri negre, da. Acum istoria s-a întors. Da, istoria s-a întors, trebuie să reclădim din nou. E corect ceea ce spuneți dumneavoastră, dar încă o dată, se poate face efectiv de către statul român, pur și simplu prin retehnologizare, să refacem efectiv chestiile alea vechi care tot timpul au funcționat și care tot timpul au dat ceva țării astea. Mi se pare foarte simplu, acum ca și rezolvare. Retehnologia termocentralilor și cam asta. Da. Știți ce mă doare cel mai tare? Că nu reușesc să văd în acest moment un pachet de soluții de la statul român. Cum beneficia, cum fac și alte state. Un pachet care să răspundă la chestiunea energetică, unul care să răspundă la chestiunea prețurilor la produsele de bază, unul care să răspundă la diverse situații sociale care sunt importante și care trebuie controlate de o anumită manieră. Nu sunt un om de stânga, dar în acest moment e un mix de... de profit maxim din partea unor corporații, plus măsuri care, prin care statul se extinde și își mărește cheltuielile și nicio rezolvare concretă pentru mii, sute de mii de oameni care încă lucrează onest și bine în țara asta. Asta e, de fapt, durerea mea cea mare. Cred că mi-a tăiat domnul Sorin microfonul și interlocutorul, s-a terminat emisiunea, da? Măcar am apucat să zic chestiunea asta. Știu că e un moment dificil pentru fiecare dintre noi, și se va repeta, va continua luni bune, oameni buni. Ce aș vrea să văd, aș vrea să văd mai multă minte de la cetățenii ăștia care sunt în fruntea guvernului României. Să văd 10 măsuri care să răspundă unor situații sociale enorm de complexe. Nu o să existe una care să le rezolve pe toate. Dar niște răspunsuri trebuie date în acest moment, că s-a atins o limită de... suportabilitate. Închidem aici. România în direct de astăzi se încheie. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.